Vedeți să nu vă înșele cineva. Vor veni mulți în numele meu, zicând, eu sunt. Și mulți vor fi înșelați. Când veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie, să nu vă tulburați. Acestea trebuie să fie, dar nu va fi sfârșitul încă. Fiindcă se va ridica un neam asupra altui neam și o împărăție asupra alteia. Vor fi cutremure pe alocuri, va fi foamete. Acestea sunt începutul durerilor. Luați aminte la voi înșivă. Vă vor da pe mâna sinedriilor și veți fi bătuți în sinagogi. Pentru mine veți sta înaintea conducătorilor și regilor, ca să dați mărturie înaintea acelora. Mai întâi însă, trebuie ca Evanghelia să fie vestită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă predea, să nu vă îngrijiți ce veți vorbi, ci să spuneți ceea ce vi se va da în ceasul acela să vorbiți. Fiindcă nu voi sunteți cei ce veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Atunci va da la moarte frate pe frate și tată pe copil. Copiii se vor ridica împotriva părinților și îi vor omorî. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, iar cel care va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. Când veți vedea urăciunea pustiirii, stând unde nu ar trebui să stea, cine citește să înțeleagă. Atunci, cei din Iudeea să fugă în munți, cel de pe acoperiș să nu mai coboare în casă, nici să nu intre în casă să-și mai ia ceva de acolo, iar cel ce va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi să-și ia haina. Vai de cele însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea! Rugați-vă să nu fie lucrurile acestea iarnă, fiindcă vor fi zilele acelea zile de necaz, cum nu au mai fost de la începutul făpturii pe care a făcut-o Dumnezeu și până acum, și cum nu vor mai fi vreodată. Iar dacă Domnul nu ar scurta zilele, nimeni n-ar mai scăpa. Dar pentru cei pe care El i-a ales, pentru aleșii Lui, a scurtat Domnul zilele. Și atunci, dacă va zice cineva, iată, Hristos este aici, iată, este acolo, să nu îl credeți, fiindcă se vor scula Hristoși falși și profeți mincinoși și vor face semne și minuni ca să ducă în rătăcire, dacă se poate, pe cei aleși. Voi însă fiți treji, v-am spus totul dinainte, dar în zilele acelea, după necazul acela, soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumină, iar stelele vor cădea din cer și puterile din cer se vor clătina. Atunci îl vor vedea pe Fiul omului venind pe nori cu multă putere și slavă. Atunci El va trimite îngerii și îi va aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. Învățați de la smochin pilda lui. Când mlădița îi se face fragedă și înfrunzește, cunoașteți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea împlinindu-se acestea, să știți că El este aproape, la ușă. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până ce nu se vor împlini toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Despre ziua aceea sau despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați aminte, vegheați, fiindcă nu știți când va fi acea